începem viața asta, o începem frumos ca și orice copil, dar din păcate după aia intervin valorile care nu sunt tocmai, de fapt care ne îndepărtează de această trăire și ne prioritizează lucrurile în cu totul altă direcție. În limba română există acea expresie care mie mi-a plăcut foarte mult, sunt foarte multe expresii care îmi plac, tot rău spre bine. Ceea ce ți se întâmplă în viața ta este suma alegerilor tale. Chiar dacă nu-ți convine rezultatul. Ți-am dat cuțitul. Cuțitul este și bun și rău. Da. Pentru că ți este de folos, dar pe de altă parte, dacă nu ești atent, te poți tăia. Și atunci ce o să facem? O să spunem că este rău cuțitul? Nu, e un cuțit. Nu e nici bun, nici rău. Depinde de mine ce fac. Dar acum aveam opțiune să-mi plâng de milă și să zic ce nasol este și cum mă pedepsește crunt Dumnezeu pe mine, sau să zic, ok, asta este viața, orice problemă are o soluție. Dar viața este o schimbare permanentă. Da? Asta, provocarea este la oameni că opun rezistența schimbării. Dragostea este o chestie transformațională. Dacă vrei să faci transformare, începe să-ți manifesti dragostea necondiționat. Ea are puterea transformațională. Să-ți transforme sănătatea, să-ți transforme relațiile, să-ți transforme abundență, bunăstare, tot ce vrei tu, atunci când începi să manifesti dragostea. Mai ales tu ca bărbat. Dar este o emoție splendidă, însă ne rușine, da? Să o manifestăm, că atunci ești mai puțin bărbat și atunci eventual o manifesti. Și dacă ți-este rușine să o manifesti, manifest-o în intimitatea ta. I-am spus non-stop că îl iubesc, dar dintr-un motiv foarte egoist. Pentru că îmi place mie emoția asta. Și atunci, în momentul în care spun, declanșez emoția. Nu vreau pe el să-l convinc că îl iubesc, ci pentru că eu vreau să simt emoția, pentru că îmi place.